Imagini revoltătoare vin de la Slatina, acolo unde un bărbat a fost filmat în timp ce lovea cu picioarele în ușa Catedralei Episcopale. Iată imaginile. De cealaltă planță aia din dreapta. Wow! Bă, nebunule! Și bărbatul este căutat în acest moment de poliție, alături de noi prin telefon, în direct, domnul Cristian Grigorescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Olt. Bună dimineața, domnule Grigorescu, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Bună dimineața! Ați reușit să-l identificați pe bărbat? În acest moment, polițiștii efectuează verificări pentru identificarea persoanei, stabilirea situației de fapt și dispunerea de măsuri legale. Dar este întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Așadar, bărbatul se va alege cu dosar penal în momentul în care va fi prins. Aveți idee ce l-ar fi putut determina pe bărbat să facă acest gest? Nu putem ști exact ce a fost în mintea bărbatului până nu îl identificăm și colegii vor stabili exact situația de fapt. A fost conturat un portret robot? Aveți martori care l-au descris? În acest moment, cum a spus, colegii efectuează verificări pentru identificarea acesteia. Știți cam pe unde ar putea fi, care este vârsta, care sunt semnalmentele, dacă le știți și ne le puteți spune? În acest moment nu vă pot comunica exact datele respective. Bun, mulțumim frumos pentru informațiile pe care le-ați oferit. Am stat de vorbă, doamnelor și domnilor, cu domnul Cristian Grigorescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Olt. Vedeți în continuare imaginile cu bărbatul care lovește cu picioarele în ușa Catedralei Episcopale din Slatina. Bărbatul este căutat în acest moment de polițiști și a precizat domnul Grigorescu faptul că se va alege cu dosar penal pentru distrugere.